Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Maramureșul azi. Vorbim despre ce s-a întâmplat în Consiliul Local Sighet. Astăzi, ședință extraordinară, două puncte pe ordinea de zi, puncte peste care s-a trecut, am putea spune, relativ repede, și punctul 3, diverse propus, care întotdeauna ține mai mult decât, să spunem, ședința de Consiliu propriu-zisă în care se votează hotărârile. Am invitat în această seară de la fiecare partid politic câte un consilier local și de această dată singurul care ne-a onorat cu prezența este reprezentantul PNL, domnul Ionuț Mihalca. Bună seara, bine ați venit și mulțumesc pentru prezență. Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Domnul Mihalca, aș intra direct în subiectul emisiunii, ședința de Consiliu Local, una extraordinară de această dată, care a stat și sub, să spunem, imperiul extraordinarității din punct de vedere al proiectelor de hotărâre, două la număr. Aș vrea să ne dați dumneavoastră mai multe detalii concrete, noi le cunoaștem deja fiindcă am fost la ședința de Consiliu Local, dar să vină din partea consilierului local prezent în ședință, nu din partea noastră a presei, care au fost cele două hotărâri de Consiliu Local și de ce atâta tevatură pe seama lor. Așa este, azi a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local Sighet. După cum ați spus, au fost două puncte pe ordinea de zi. Primul punct s-a referit la efectuarea unor virări de credite bugetare și modificarea listelor de investiții și reparații ale bugetului local Sighet. Aici, bineînțeles, fiind mai multe puncte. Punctul care a iscat cele mai multe discuții a fost realocarea unor bani, o sumă de 198.000 lei, dacă bine rețin, sumă care a fost transferată de la capitolul transporturi, bani care erau alocați pentru efectuarea unor reparații și asfaltări. După cum spuneam, au fost transferați către un alt capitol, acești bani urmând a fi folosiți pentru repararea fațadei sediului primăriei municipiului Sighet. Spun că s-au iscat discuții pentru că, sigur, unii dintre colegi s-au simțit deranjați, știind că străzile din orașul nostru, unele dintre ele arată cum arată, foarte rău din păcate, și văzând că și așa, stând rău cu calitatea drumurilor, mai luăm de acolo bani și îi relocăm în altă parte, a fost deranjat, după cum v-am spus, dar pe de altă parte și sediul primăriei, în opinia mea, necesită unele reparații, pentru că oricum s-au alocat bani pentru reparația acoperișului, acum această realocare vizează doar reparații de natură arhitecturală a fațadei clădirii. Știți că sunt acele ornamente care, multe dintre ele, din păcate, sunt căzute. Parte din cornișa acoperișului trebuie înlocuită. Sunt niște lucrări care trebuie sigur făcute, pentru că este una dintre clădirile cele mai importante din oraș, și ca valoare arhitecturală și ca valoare în sine a instituției. Oare întrebarea care era poate logică, nu era mai simplu să întrebați de ce se iau bani de la asfaltări și poate nu din altă parte, nu știu de unde, și se pun pentru renovarea primăriei? Iată un motiv, să spunem, important, acela că din clădire cad uneori cărămizi, nu este într-o stare foarte bună, mai e și desenată, vandalii pe acolo scriu tot felul de e-mail-uri și mesaje de dragoste. Aici o să ajungem poate la un alt subiect, dacă ne spune cineva ce face poliția locală în orașul ăsta, dacă face ceva în afară de faptul că dă amenzi de parcare și mai știu eu ce. Nu vedem nimic concret, nu aflăm nimic ce face poliția locală. Apropo de asta, poate discutăm mai târziu dacă ați primit vreun raport ca și consilier local din partea poliției locale din ultimii, nu știu, în ultimele luni, pe primele 6 luni, pe anul trecut sau ceva în genul ăsta. Eu personal și colegii mei am mai cerut un raport de activitate și firmei care este parteneră cu primăria Sighet în problema gestionării câinilor fără stăpâni și nici acolo n-am primit niciun fel de raport de activitate. L-ați făcut în scris? Nu l-am făcut în scris, l-am făcut verbal într-o ședință care are la bază un proces verbal, sunt înregistrări. Dar probabil îl voi face și în scris. Practic. Da. L-ați verificat? Nu le-am verificat. Dar sunt convins că înregistrările le aveți și dumneavoastră, îmi bănuiesc.
Noi le avem, sigur, da. Cu ale noastre le avem. Dar poate contează mai puțin. Ceea ce privește un raport de activitate din partea poliției locale, nu am primit și chiar în ședința de azi s-a discutat și această problemă a faptului că într-o oarecare măsură este destul de limitată poliția locală în atribuții, dar părerea mea este că dacă nu are atribuții așa multe, câte le are, poate să le facă bine. Da, pe ordine și publică sunt convins că are totuși atribuții. Categoric, categoric. Erau niște discuții în implicarea unor echipaje ale poliției locale și în fluidizarea traficului în anumite zone sau de chiar a degrevarea unor zone unde știm bine că stau autostopiștii și cei care fac piraterie cu ajunge mașinile. Ajunge și la subiectul acela. Spuneți-ne de ce bani de la asfaltări și nu din revenim, alt capitol? Exact, să revenim de unde am plecat. Și această întrebare a fost pusă în această ședință. Răspunsul a fost că acolo au fost puși niște bani în momentul când s-a constituit bugetul Sighetului. Într-adevăr, a fost o sumă de bani care a fost cumva gândită ca o sumă de rezervă pentru eventuale investiții neplănuite. Cum, de pildă, se vede că este și această investiție care se va face. Și acesta a fost răspunsul. Acolo au existat acești bani care au putut fi mutați de la acest capitol. Deci, la să înțeleg că la capitolul asfaltări exista o rezervă pentru asfaltări A existat o rezervă, punct. A existat o rezervă care a fost pusă acolo. Și de acolo s-a putut lua și folosi în alte scopuri, cum este cel despre care facem vorbire acum. Da, e și asta o explicație, deși oportunitatea e discutabilă până la asta vreau să spun și eu. Știm cu toții că străzile în orașul nostru arată cum arată. Ni s-a spus să fim liniștiți că nu va influența nici într-un fel activitatea de asfaltare și reparația străzilor. Mă gândesc că nu va afecta, că cam lipsește cu desăvârșire această activitate. Cu din desăvârșire păcate, e un cuvânt, să spunem, absolut. Bun. Nu puteți spune lucrul ăsta, fiindcă s-au făcut totuși niște plombări. S-au făcut, dar nu este... Trebuie să ne gândim că sunt doar câteva luni care permit astfel de reparații. Sunt lunile în care temperaturile sunt mai mari și atunci se poate într-adevăr ieși să asfaltezi, să plombezi, să faci ceva. Ar trebui să fie utilaje zi și noapte pe străzi și să lucreze, să aducă carosabil într-un stadiu bun. Ceea ce, din păcate, nu se întâmplă. Sunt, într-adevăr, ies, că trebuie să iasă, că de asta sunt plătiți să iasă, dar nu ies cât ar trebui să iasă, părerea mea. Bun, înțeleg că nu vă opuneți renovării clădirii primăriei Sighet, dar pe de altă parte vă doriți și asfaltare. Categoric, îmi doream să rămână bani la asfaltări, să se facă și fațada primăriei. Trebuie făcută. Este o zonă în care, într-adevăr, e destul de degradată clădirea și trebuie făcut. Avem și imagini, vreau să ne arate colegii mei. Trebuie făcut, mai ales că este legată de zona asta frumoasă pe care avem, una dintre cele mai frumoase, spune eu, din oraș, strada pietonală pe care circulă atâția turiști. E neplăcut să vezi că parte din fațada primăriei stă să cadă și jos s-a realizat o lucrare de calitate care, iată că persistă după atâta timp. Mie să nu cadă cumva ceva ornament de sus de pe clădire, să dărâme cuiul primarului, că atunci chiar că ne-am făcut de toată minunea. Aici ați fost ironic, am să trec peste afirmația dumneavoastră, însă am să vă întreb dacă în opinia dumneavoastră sunt suficiente toalete publice. A fost și asta o discuție în Consiliul Local și înțeleg că durează foarte mult și e nevoie de aprobări speciale pentru a se construi. Așa este, chiar am deschis subiectul în ședința de azi și am propus domnului primar, pentru că spunea că efectiv nu sunt soluții. I-am propus achiziționarea unor toalete ecologice, toalete care le regăsim în toate orașele civilizate din țară, le găsim în Baia Mare, le găsim în Cluj, în Sibiu, peste tot unde am fost, am găsit toalete ecologice care sunt absolut necesare. Dacă mergi în parcul Grădina Morii, nu există o toaletă publică. Dacă mergi în parcul central, nu există. Dacă mergi în zona Big, în zona Independenței, nu există nicăieri niciun fel de toaletă. Normal că oamenii, nu intrăm în detalii, dar fac ceea ce fac și este o situație neplăcută. Dar achiziționarea unor astfel de toalete, eu cred că este absolut necesară. Într-adevăr, acum s-a demarat proiectul pentru
construirea acelei toalete publice din vecinătatea hotelului Coroana, fostul Tisa. Am înțeles că și acolo trebuie niște aprobări speciale din partea celor de la monumentele istorice, ceva de genul ăsta, care are sediu în Oradea. Am înțeles că este întrunită o comisie acolo. Cineva de la primărie va trebui să meargă să le explice oportunitatea construirii acestei toalete și să-i lămurească, să-i convingă că nu se va strica partea arhitecturală veche a orașului prin această construcție. Există și o problemă pe care au sesizat-o și telespectatorii noștri. A ajuns într-un final și la urechile consilierilor locale, a unora, și am filmat și noi locația lângă școala numărul 4, acolo unde autostopiștii stau foarte des în sensul giratoriu, dar nu ne mai miră nimic, fiindcă aici iar o să ajungem la poliția locală, care culmea are și birou rutier. În sensul giratoriu opresc mașinile, în sensul giratoriu staționează mașini la pompieri fără niciun fel de probleme, la fel o situație deseori reflectată în mass media, nu se întâmplă absolut nimic. Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care s-a propus în ședința de azi ca niște echipaje din cadrul poliției locale să se ocupe în mod expres de aceste zone. De zona Big, acolo în vecinătatea școlii numărul 4, unde știm că toate mașinile opresc, e plin și locul este foarte, foarte îngust. E un lucru care n-ar trebui să se întâmple în zona aia, dacă ne gândim pentru ce s-a făcut și sensul giratoriu, chiar pentru fluidizarea traficului în zonă. Acum, din păcate, se întâmplă ceea ce se întâmplă. În zona din, tot în sensul giratoriu, de lângă pompieri, se întâmplă la fel același lucru. Domnul primar a spus că va transmite această propunere celor de la poliția locală și am spus că pe perioada măcar a unei luni să aibă permanență, un echipaj să fie în permanență acolo și dacă nu permanență să vină tot la jumătate de oră. Mă gândesc că până la urmă se vor plictisi, să ia amenzi și vor pleca de acolo. Că trebuie să-și impună autoritatea. Așa, dacă nu facem nimic, stăm și povestim degeaba. Pe de altă parte, există deseori sesizări și din partea societății de transport, în care se spun că pirații respectiv iau înainte de a ajunge autobuzul în stație oamenii și astfel nu mai există până la urmă vânzări de bilete, abonamente. Și asta este un efect secundar care apare, desigur. Dar în primul rând este aglomerația aia care tot timpul e în sensul giratoriu. De câte ori treci pe acolo, e plin de autostopiști și plin de mașini care opresc să ia. Și încurcă traficul extraordinar. Mai ales în zilele de sărbătoare, când știm că atunci ai cea mai multă lume în oraș. Și acolo e cel mai aglomerat. A fost un subiect la diverse, am sărit puțin peste etapele din Consiliul Local, a fost un subiect la diverse acesta cu toaletele publice din oraș, dar până la urmă e și normal, turiști vin foarte mulți, nu toți stau la cafea pe terasă în cafenele și baruri ca să acceseze zona respectivă. Pe de altă parte, e nevoie și de toalete publice într-un categoric oraș. E adevărat, nici la extrema cealaltă poate nu e bine, cum a fost situația în Baia Mare, în care o toaletă publică e adevărat rămasă definitiv pe poziție, a costat câteva sute de mii de euro. Da. E și altă discuție pe această temă, dar necesitatea apare. Eu cred că este obligatoriu. Este obligatoriu să gândim o soluție. Să gândim o soluție în sensul ăsta. Într-adevăr, era o problemă și pe care am spus-o și eu, cu cișmelele de apă. Cișmele s-au mai pus pe aici, pe acolo, dar toalete publice nu ai cum. Și mai ales știm că vara și nu numai vara este plin de turiști în Sighet. Sighetul a devenit un oraș turistic și zonele din prejur sunt foarte, foarte vizitate de turiști. Și români și străini trebuie să avem... Până la urmă, înțeleg că proiectul de hotărâre a trecut în unanimitate privitor la trecerea banilor de la asfaltări, rezerva respectivă la fațada primăriei, se face și acoperișul. Da, acoperișul se face din alți bani. Nu vom avea o clădire frumoasă în care consilierul local calcă o dată pe lună, domnule Mihalca. Da, așa a spus domnul primar, aș vrea să-l contrazic, pentru că avem, după cum se știe, câte două ședințe de comisie în fiecare lună, o ședință ordinară aproape obligatorie. Poate nu e suficient nici atât.
Păi o să venim mai des atunci. Nu înseamnă că dacă... Ce s-a întâmplat cu audiențele pe care legea vi le dă, vă dă dreptul să le aveți? Noi programul de audiențe îl facem la sediul partidului. Avem acolo un program afișat. Dar nu vă puteți întâlni cu primarul acolo? Dacă le țineți în clădirea primăriei, care e proaspăt reabilitată peste câteva vreme, cu acoperiș nou, s-ar putea ca o problemă să fie sesizată direct. S-a discutat și realizarea unui program de audiențe în cadrul primăriei, unde, într-adevăr, ni s-a pus la dispoziție un spațiu pe care, deocamdată, încă nu l-am folosit. Bănesc că nu l-a folosit... Nu l-a folosit, nu. Este nimeni, vorba despre sala de ședințe. Nu l-am folosit în acest scop. Al doilea proiect pe ordinea de zi? Al doilea proiect se referă la realizarea unei parcări în vecinătatea magazinului Lidl. Practic este o extindere a parcării deja existente între magazinul Lidl și Biserica Ortodoxă. Acolo știm că este un imobil dărăpânat, singura clădire care a mai rămas în picioare după ce s-a reamenajat, să spun așa, întreaga zonă cu magazinele care sunt în preajmă. Până la urmă s-a reușit achiziționarea de către cei de la Lidl a acestui imobil. Imobil care urmează a fi demolat. Practic, azi în ședința locală s-a aprobat PUD-ul pentru... Planul urbanistic de detaliu. De detaliu, exact. Ca să poată cei de la Lidl demara toate procedurile pentru realizarea acestei parcări. În opinia mea, este un lucru binevenit. După cum v-am spus, este singura clădire care strica întreaga zonă. Acum va fi mai degajat și eu cred că și locuitorii orașului o vor folosi, nu doar clienții Lidl, această parcare. Este într-o zonă centrală, dacă este binevenit. Dacă nu va fi un târg auto neautorizat. Cu partea cu târgul s-a mai reglementat. Am înțeles că au fost și niște amenzi și niște tehnici de acelor de la Lidl de a-i îndepărta pe acești, nici nu știu cum să le spun, biznițari de mașini. Da. Spunem în sens peorativ. Asta este adevărul. Da, dar acum s-a rezolvat și problema asta și încet, încet se pare că lucrurile merg spre bine în zona respectivă. Sperăm. Avem și un parc frumos în imediata vecinătate. Care e pe domeniul public. Care e pe domeniul public, da. Facem o scurtă pauză de publicitate, îmi prestează regia și ne întoarcem. Bijuteriile Ash și Eldorado sunt locurile în care găsești cadoul potrivit. Dispunem de peste 1000 de modele de verighete, inele cu diamante, dar și ceasuri, bijuterii din aur și argint, podoabe deosebite. Bijuteriile Ash și Eldorado le găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de primărie, și pe strada Traian, numărul 6, vis-a-vis de Raiffeisen. Intră și sigur pleci cu o bijuterie deosebită de la bijuteriile Ash și Eldorado. Producătorul de ferestre din PVC și aluminiu Nicomi ajunge și în Maramureșul istoric prin partenerul Termomarsil. Deschis recent în Sighetul Marmației, showroom-ul Termomarsil vă prezintă o gamă variată de tâmplărie din PVC gama Rehau, aluminiu gama Cortizo, feronerie de cea mai înaltă calitate gama Maco, uși de garaj și sisteme de umbrire pentru orice construcții. Executăm în cele mai moderne condiții montajul geamurilor sau a ușilor comandate și asigurăm garanția lucrării. Iar primă de bun venit oferim la alegere plase sau pervaze gratuit. Termomarsil, partener Nicomi. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 39, în Leordina, pe strada principală, numărul 775A, lângă Peco, și în Dragomirești, strada 1 decembrie 1918, numărul 136, fosta croitorie. Experiență, profesionalism și calitate. Dacă nu ai reușit încă să îți găsești gresia și faianța mult visată pentru locuința ta, acum ai ocazia prin showroom Veneția. Profită de promoție! Până în 10 iulie, toate cumpărăturile beneficiază de 10% reducere.
Showroom Veneția îți oferă peste 200 de modele noi de gresie și faianță în cele mai frumoase culori și combinații. Pavaje, piatră pentru soclu, gresie de exterior, dar și parchet laminat produs în Germania. Pentru luxul complet comercializăm obiecte sanitare de la A la Z, iar ca noutate o gamă diversificată de tapet pentru orice încăpere din casa ta. Vizitează-ne! Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B4, lângă casieria TV Sighet. Telefon 0748 533 977. Showroom Veneția. Pentru cei cu probleme patologice sau cu nevoie de ochelari, ne-am deplasat la cabinetul Optic Rina, unde am stat de vorbă cu specialiștii în domeniu. Noutățile din cadrul cabinetului nostru ar fi faptul că avem și aparatură nouă care putem să punem diagnostic la diverse cazuri, putem să îndrumăm pacientul mai ușor, să lucrăm la un nivel profesionist mai ridicat și așteptăm toți cei care au orice nevoie și în afară de ochelari, și orice problemă patologică să vină la noi cu dragă inimă și cu toată încrederea, pentru că putem să facem o treabă bună. Cât timp durează o ședință la un medic optometrist? Dacă își fac o programare, în 5 minute sau în 10 minute maxim, stăm de vorbă și reușim să le dăm un diagnostic, pentru că avem aparatură nouă, aparatură modernă, tot ce e mai bun. Optic Rina. Are grijă de ochii tăi. La magazinul Emanuel din Sighetul Marmației te așteaptă la prețuri pentru buzunarul tău, de la rochii de mireasă, la articole de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați, copii, practic pentru toate vârstele. Nu lipsesc obiectele de uz casnic și de amenajare a locuinței, covoare, perdele, metraje, încălțăminte. La etajul magazinului Emanuel găsești colțare, dormitoare, biblioteci, bucătării pentru cele mai variate gusturi. Transportul la domiciliu este gratuit. Magazinul Emanuel, lângă stația taxi, vis-a-vis de Parcul Central. Telefon 0743 022 030. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Despre Consiliul Local Sighetul Marmației vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi și, sigur, ce votează consilierii locali, nu întâmplător am spus Sighetul de azi, fiindcă, iată, am putea spune, vorbim doar despre municipiul Sighetul Marmației astăzi în emisiunea noastră. Domnule consilier, spuneați un lucru bun până la urmă pentru comunitate, faptul că se va construi sau se va extinde mai exact parcarea din magazinului Lidl. Centrul orașului va părea poate puțin mai arătos decât e la ora actuală, neexistând acea clădire dărăpânată în care fostul proprietar nu a investit ani de zile. Și am putea spune, se transformă acea zonă într-un fel de centru civic. Mai trebuie doar și părintele paroh Petrovai să, cu ajutorul lui Dumnezeu și a onoriașilor, să termine odată biserica aceea care se înalță până la cer și cu care au fost atât de multe probleme, că unii nu puteau construi lângă ea, acum construiesc, nu mai au nicio problemă, va fi și un bloc de locuințe, înțeleg, în zona respectivă, inclusiv cu spații comerciale. Se termină și parcarea. Am putea spune că centrul nou al orașului, în ghilimele, va arăta totuși într-un fel. S-au montat și băncuțe. Totuși, înțeleg că au existat unele, rețineri privitor la votarea celui de-al doilea proiect de hotărâre din partea unor colegi de-a dumneavoastră din PNL. Așa este. Și părerea mea este aceeași. Că zona începe să arate așa cum trebuie. După ce se va demola această clădire, va fi oarecum o normalitate ceea ce se întâmplă prin extinderea acestei parcări. Și biserica, sunt convins că vom apuca să o vedem finalizată. Într-adevăr, este cam singura construcție care nu se integrează oarecum în zonă, dar este de înțeles, este o lucrare complicată, grea, de amploare, probabil de aceea durează și așa mult. Referitor la rezervele avute de unii dintre colegi,
cu privire la acest proiect de hotărâre au fost legate de lipsa avizului din partea Comisiei de Urbanism, care, din păcate, fiind o ședință extraordinară, nu s-a putut întruni, Comisia de Urbanism fiind formată din 5 membri, neexistând avizul nici favorabil, nici nefavorabil, ea nefiind completă, neputând da un aviz în acest sens. Și de aceea, unul dintre colegii mei, chiar din care face parte din această comisie, a spus că părerea lui este că ar fi bine să se amâne acest proiect, nu că nu ar fi oportun, nu că ar avea ceva împotriva construirii acestei parcări, pur și simplu din cauza că nu există acest aviz din partea Comisiei de Urbanism. Dar secretarul municipiului ne-a spus că avizul comisiilor în cazul unei ședințe extraordinare este consultativ. Am mers mai departe și am votat acest proiect de hotărâre, la care au existat într-adevăr două abțineri. Există, sigur, și diverse acțiuni care se întâmplă, nu știu dacă cu știrea sau fără știrea consilierilor locali, dar v-aș întreba ce părere aveți despre materialul care urmează. E o știre realizată de colegii mei de la știri. În plină vară, sigur, din dorința de a face poate mult bine celor care, iată, își doresc acest lucru, cetățenilor pe care îi reprezentați în Consiliul Local, parcă unele lucruri nu se potrivesc întotdeauna. Vă invit să urmărim materialul următor. La solicitarea primăriei Sighet, Serviciul de Gospodărire a Apelor Maramureș a intervenit cu utilaje pentru construirea unui dig pe malul Izei, exact în zona unde a fost construit ansamblul pentru picnic. Construim un dig de fund care are sarcina să ridice nivelul apei în strand cu cel puțin 70 de centimetri, pentru că acum strandul nu poate fi folosit, că e apa până în genunchi. Hotărâsem că ridicăm nivelul apei, după ce o să plece, o să supraînsemânțăm, că au făcut un pic de dezordine pe iarba de acolo, dar ei vor pleca două zile și atunci ne rămâne. Rămâne un dig de piatră care ridică apa pe strand. Se face un prag de piatră, rămâne definitiv. Scopul construirii lui, la fac cei de la ape, la rugămintea noastră, scopul construirii lui este de a ridica nivelul apei în zona strandului, pentru că strandul e frumos amenajat cu bănci, cu felinare, cu tot ce trebuie, dar nu-i apă, știi exact ce trebuie. În urma acestor intervenții, există posibilitatea ca în zonă să se formeze o mică cascadă. Surplusul de apă va fi deversat peste dig. În urma lucrărilor, autoritatea publică a promis că ansamblul nou amenajat nu va avea de suferit, chiar dacă azi pare sufocat de materialul depozitat pe malul apei. Acesta e materialul. Care e opinia dumneavoastră? Am văzut această știre în media. Nu am fost informați în Consiliul Local despre această amenajare. Până la urmă, poate nici nu era un amenajar. Lucru atât da, de, sigur, important, așa de important pentru da. A fi adus la Multe se consideră că nu sunt importante. Local. Am aflat ieri sau azi am văzut pe media, după cum spuneam. Nici nu știu ce să spun. Într-adevăr, mi-aduc aminte, pe vremuri era un strand care era destul de populat, era o zonă frumoasă. Acum depinde, dacă ne uităm cum apare acum zona, spun că este un dezastru, dar trebuie să fim înțelegători, să înțelegem că acum se lucrează. Nu-mi imaginez cum va arăta după aceea. Mi-ar fi greu să mă pronunț. Am așa o urmă de regret că nu am fost informat totuși. Poate să fim... Să ni se ceară și nouă părerea, să vedem. Poate găseam o soluție mai bună sau eram de acord, nu spun nu. Dar mi s-ar fi părut normal să fim consultați și noi. În cazul acesta ajungem din nou la aceeași situație în care treceți prea rar prin primărie. Vă consultați da, prea rar cu executivul, păi, până la urmă. Unul dintre colegii i-a spus domnului primar că dacă nu trecem de fiecare dată când venim la primărie pe la el, nu înseamnă că nu trecem. Și era chiar cineva din tabăra dânsului, nu din partea opoziției, ca să spun așa. Nu vi s-a părut că astăzi, cel puțin la punctul diverse, de la un moment dat încolo, a existat discuții care au aruncat până la urmă în derizorul instituția Consiliului Local Sighet? Din păcate, așa a fost. Din păcate, așa a fost. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta? Cred că uneori nu sunt luate lucrurile
atât de în serios cât ar trebui. Și se încearcă cu tot felul de glume, de ironii să se treacă cumva peste și să se obțină ceea ce doresc unii să obțină. Da, chiar unul dintre colegii mei a avut o intervenție și a spus că ar trebui tratate lucrurile mult mai serios, chiar dacă a fost un subiect la diverse și nu a fost un proiect pe ordinea de zi, un proiect de hotărâre care necesita un vot din partea Consiliului. Da, vin și mesajele la telespectatori. Unul dintre ei vă ceartă și vă spune rușine opoziției, deși nu știu dacă mai există vreo, putem spune, opoziție în Consiliul Local. Până la urmă acolo nu se face opoziție, ci se conduce orașul, nu? Așa se spune în Consiliul Local. Rușine opoziției, asta nu este o conducere pentru cetățeni, ci pentru un grup. Nu știu exact la ce se referă, dar mi-am făcut datoria de a citi mesajul. Vi se pare că aveți suficiente argumente în momentul în care, să spunem, opoziția, în ghilimele, dezbate proiecte de hotărâre în Consiliul Local? Când argumentele există, acestea sunt expuse de fiecare dată. Când argumentele există, dar nu prea, uneori se încearcă o opoziție care nu iese, uneori chiar se face opoziție și iese așa cum trebuie. Probabil mai puțin coerentă. Aș vrea să ajungem și la subiectul festivalurilor, pentru că a fost unul ridicat în Consiliul Local, tot la punctul diverse. De anul trecut, festivalul Gala Folk împreună cu festivalul medieval au fost comasate, da. Comasate, reunite, nu știu nici cum știu care e cuvântul. Așa, în două zile. Sigur, atunci argumentul a fost cel, să spunem, financiar, cel economic, prin care, sigur, s-a dorit reducerea costurilor. Înțeleg că propunerea pentru anul acesta, pentru două zile, este de 2.400.000 de lei. O sumă care, cel puțin din declarația doamnei de la Comisia de Cultură, Liliana Vârsta, mi se părea prea mare. Așa este, am înțeles că cei de la Centrul Cultural au avut o întâlnire în cadrul Comisiei de Cultură cu colegii în această comisie, colegii consilieri, și li s-a explicat ceea ce se dorește a se face în această vară cu cele două, de fapt, este un singur festival. Noi nu am văzut un document în acest sens. Cred ceea ce ne-au spus colegii din Comisia de Cultură. Ce să zic, trebuie să vedem pe ce exact se vor cheltui acești bani, că poate se vor aduce niște artiști care costă foarte mult și atunci este justificată cheltuiala. Dar cu părere de rău spun că nu se compară festivalul de anul trecut cu niciunul. Chiar dacă au fost două festivaluri, nu se compară cu niciunul dintre cele din anii trecuți care au fost făcute individual. Au fost, după părerea mea, niște festivaluri făcute destul de profesionist, și au fost aduși niște artiști consacrați și acest lucru se pare că a mulțumit locuitorii orașului nostru. Acum, anul trecut, într-adevăr, s-a încercat o corelare a celor două. Ceva a ieșit. Nu știu ce va ieși anul ăsta. Dar trebuie totuși mai multă transparență, să vedem. Scrie un telespectator un mesaj pe Facebook: dacă mai bine se luau bani de la festivaluri decât de la asfaltări. Vedeți, oamenii, până la urmă, sunt dispuși chiar să renunțe la un festival decât să le luați bani de la asfaltări, da, să puneți sunt, la sunt renovarea opinii, primăriei. Să sigur, spun. Sunt opinii și opinii. Fiecare vede normalitatea în felul lui și fiecare se gândește așa mai individualist în sensul acesta. Da, și festivalurile sunt necesare. Eu susțin și acum că avem prea puține evenimente de genul acesta în oraș. Am avut și festivalul de film, care eu cred că a fost unul reușit. A fost în prima audiție, ca să spun așa, a fost prima ediție prima ediție acestui festival. Eu cred că în timp aveam șanse să facem un TIF de Sighet. Dar nu s-a înțeles acest lucru și s-a renunțat la acest proiect.
De ce n-ați avut, să spunem, o poziție atunci când se spune că la începutul anului vi s-a prezentat programul de activități în fața Consiliului Local și, nu știu, unii sesizează faptul că acel plan de activități nu a fost 100% menținut, cu referire în special la data de 1 iunie, când ar fi fost în calendarul pe care l-a votat Consiliul Local un eveniment care nu s-a mai ținut până la urmă și s-a devenit unul particular cu picturi pe față contra cost. Da, așa este, așa s-a întâmplat, din păcate. Referitor la acest festival, eu am avut o poziție chiar la început, când noul primar și-a preluat mandatul, și atunci mi-aduc aminte că prima ședință la care am fost chemați, încă nefiind investiți consilieri, a fost chiar pe baza acestor festivaluri. Și atunci am spus că ar fi păcat să renunțăm, dar mi s-a spus clar că nu se va mai face, pentru că s-au cheltuit mult prea mulți bani nejustificat și că nu este un eveniment pentru sigheteni. Chiar am fost puțin jignit așa, pentru că unul dintre răspunsuri a fost: lasă-mă, ce înțeleg sighetenii din filmele care au fost proiectate acolo? Dar sighetenii pot fi cultivați în sensul ăsta și am spus, de la an la an putea crește valoarea acestui festival și putea fi unul foarte reușit. Dar un alt respectator ne scrie: singurul festival reușit a fost Gala Folk. Fiecare, sigur, are percepția lui. I-a plăcut, este normal, festivalul, în funcție de cum i-a plăcut festivalul. Ați vorbit despre Centrul Cultural, în afară de faptul că el există ca și titulatură, a dispărut practic ca și sediu, ca și locație, s-a împărțit în mai multe sedii, o situație neprevăzută, spun unii, pe alții, dacă îi întrebăm pe cei de la Episcopia Maramureșului și Sătmarului, spun, era previzibil că trebuie să plecați odată și odată, fiindcă e proprietatea noastră. Au rămas niște bani din chiria care se plătea, am zis că nu era una mică, undeva până, poate greșesc, dar dacă greșesc mă corectează cineva care se simte vexat, undeva la 100 de milioane pe lună. Acum acea chirie se mai plătește sau nu se mai plătește? Ce se întâmplă cu acei bani? Și iată, dintr-o dată, după 3, 4, 5 luni, se adună ceva buget pentru un festival sau pentru cotopate. Se va găsi o utilizare, vreo utilizare pentru acești bani. Într-adevăr, Centrul Cultural acum, la fel și biblioteca, au fost nevoiți să-și mute sediul din... Vedeți vreo soluție mai bună decât cea actuală, în care din păcate, este spațiul de la Zimbru? Timp că avem spațiul de la Zimbru pus la dispoziție și avem fosta școală 4, care a fost de asemenea amenajată în acest sens. O locație mai bună, nici mai bună, nici mai rea, nu prea este, părerea mea. Un lucru bun e faptul că nu se mai plătește chirie. Sigur. Și atunci au rămas niște bani. Au rămas niște bani care pot fi folosiți de către Centrul Cultural, de ce nu? Pentru a face, ați folosit activitatea lor. Ați primit și de la Centrul Cultural, că v-am întrebat și de Poliția Locală, să nu cred de ce la Poliția Locală, că doar despre ei întrebăm. Nu am de la Centrul Cultural, privitor la evenimentele din primele 6 luni ale anului acesta? Nu a fost. Sau pe 2016? A fost un calendar de acțiuni, dacă mi-aduc bine aminte, în luna februarie, dar n-aș vrea să mint. Din câte mi-aduc aminte, cred că am avut un calendar de acțiuni, dar nu un raport de activitate detailat, așa cum... În momentul în care vi s-a prezentat acel calendar de acțiuni, vi s-a și explicat care e rolul, pentru ce e nevoie de acea acțiune, ce impact va avea asupra cetățenilor, care e beneficiul detailate, până la urmă cheltuirii banilor respectivi? Fiecare acțiune avea, prin denumirea ei, se vedea menirea ei, ca să spun așa, menirea acestei acțiuni. Sau criteriile pe baza cărora s-a decis organizarea evenimentelor? Nu, a fost pur și simplu un calendar făcut de cei de la Centrul Cultural. Nu a fost o dezbatere înainte să vedem acțiunea asta trebuie făcută, cealaltă nu. Care e opinia noastră privitor la, să spunem, viața culturală a municipiului Sighetul Marmației? Fiindcă sunteți un consilier, aș putea spune, chiar foarte tânăr comparativ, poate, cu ceilalți colegi. Parcă în anii trecuți, acum, fără să fiu subiectiv așa, parcă în anii trecuți era o activitate mai intensă a Centrului Cultural. Am văzut, sigur, niște piese de teatru puse în scenă, dar cam atât. Au mai fost niște festivaluri de
de, știu eu, mai câte o lansare de carte, festivaluri de poezii, ceva, expoziții de pictură, au existat, dar parcă în trecut erau mai mediatizate și mai bine puse la punct. Ați fost invitați în calitate de consilier local la aceste evenimente? De multe ori am fost invitați, da. De multe ori am fost invitați. Când am putut, am răspuns prezent. Dar care credeți că e, să spunem, problema principală a municipiul Sighetul Marmației, dacă e să ieșiți astăzi pe stradă și să vă uitați în ochii cetățenilor și să-i ascultați? Bănuiesc că aveți contact deseori cu ei în momentul în care locuiți în Sighet și treceți prin pe stradă. Problemele sunt multe. Sunt multe și variază de la om la om, pentru că fiecare vede în zona lui ce îl deranjează. Dacă pe unii deranjează condițiile din spital, pe altul prezența câinilor vagabonzi care atacă copii, atacă vârstnici, starea străzilor din oraș, nu mai vorbesc de vechea problemă cu Vitalul, prețul apei, contorizările care nu s-au făcut încă individuale la blocuri. Probleme sunt multe. Chiar una dintre aceste probleme importante după mine este încercarea realizării sau redeschiderii sau construirii, până la urmă, găsirii unei locații pentru un cinematograf. Că deja sunt atâția și atâția ani de când nu avem un cinematograf în oraș. Și sunt mulți tineri. Sighetul are tineri destul de dinamici și este un oraș dinamic din punctul ăsta de vedere. Sunt doriți de așa ceva. Nu ați întrebat ce se întâmplă cu clădirea în care a fost vechiul cinematograf? Am discutat că această sau clădire... Sau cu vechiul cinematograf Unirea, iarăși o... Păi la Unirea, clădirea stă să cadă, acolo este o problemă și cu garajele din zonă, care până la urmă cred că vor trebui să fie demolate acele garaje, că nu se poate reabilita clădirea și este un pericol. Acolo gradul de deteriorare este destul de mare. Nu am fost în interior, dar din ceea ce știu, acolo trebuie niște investiții serioase. Bun, deteriorarea clădirii e chiar un risc foarte mare în condiții în care acolo Sigur. E un bloc foarte mare, cu nu știu câte etaje, peste 10 etaje, cred. Da, de cele mai mari blocuri din oraș și în zonă, în spate, este chiar unde e locul de joacă, mă rog, că e ocupat de garaje, mare parte din ele, o altă poveste. Este un pericol real, este un pericol. La cinematograful din centru, la fel și acolo este necesară o reabilitare din temelia a clădirii. Știm că s-au făcut și niște studii pe baza asta. Trebuie reabilitată și acolo, toată clădirea. Și găsirea unei noi locații, nu știu, la un moment dat s-a discutat despre sala studio, care de asemenea este într-o stare destul de proastă. Și acolo vor trebui făcute investiții. Da, spune bine că a reușit Borșa să facă cinematograf 3D și nu avem noi unul. Spune un sighetean din supărat. Păcate. Și un altul vă scrie, de ce ați votat mărirea tarifelor la ANL-uri? O problemă dureroasă pentru cel puțin 200 de familii din Sighet. O problemă dureroasă. Știu că aceste tarife nu au fost majorate de foarte mult timp. Sunt niște criterii pe baza cărora s-a propus această majorare. Este o majorare care, din câte știu eu, s-a făcut nu numai în Sighet, s-a făcut în majoritatea orașelor. Sigur, este cel mai deranjant când îl atingi pe om la buzunar. Înțeleg supărarea, dar trebuie să ne asumăm lucrul ăsta. Da, chiar e un întreg scandal mai nou pe tema locuinților ANL. Ați vorbit subiectul cu doamna Dana Olnița Ivașcu privitor la subiectul ăsta de presă în care dânsa are în proprietate și un apartament sau garsonieră ANL? Dânsa cred că își permite să achite chiria. Nu am discutat acest subiect cu ea. Că înțeleg că a fost pe lista anexă la Consiliul Local în mapă cu toți cei care sunt chiriaș la ANL-uri. Așa este, dar nu am discutat.
Suntem pe final, n-aș încheia înainte de a vă pune eterna întrebare pentru un consilier local sau consilier județean. V-ați depus declarația de avere? V-ați îmbogățit sau ați sărăcit în ultimul an? Niciuna, nici alta. Niciuna, nici alta. Am rămas exact ca și la ultima declarație. După un an în consiliul local, iată, cum vi se pare acest for? Este el unul în care e în beneficiul cetățenilor? Ajută cu ceva faptul că existați acolo? Sau este doar, să spunem, partea unui grup? Eu spun că ăsta este rolul nostru acolo, să reprezentăm cetățenii, că până la urmă ei ne-au trimis și pe ei reprezentăm. Cu votul lor am ajuns acolo. Dacă mă întrebați ce părere am despre acest an care a trecut, vă spun că încă aștept. Am așteptări mai mari de la executiv și încă aștept să se întâmple lucrurile care ele au promis în broșurica aia roșie cu care, până la urmă, cu care au câștigat primarul în Sighetul Marmației. Aștept să facă ceva, să facă ceva pentru oraș, că oricum, că facem opoziție, că nu facem opoziție, niciodată nu ne vom opune lucrurilor benefice orașului și benefice sighetenilor. Vom fi pentru categoric și fără nicio discuție. Dar așteptăm să se facă. Asta e un mesaj bun. Până la urmă s-a discutat deseori despre dezbrăcarea hainei politice în momentul în care se intră în Consiliul Local. Categoric, și sunt, interesul cetățeanului să primeze. Sunt momente când ești obligat și de moralitate și de statutul care l-ai ca și consilier să nu ții cont de politică și să ții cont de cei care te-au trimis acolo. Bun, mulțumesc pentru prezența astăzi în emisiune și vă mai așteptăm. Îi așteptăm și pe ceilalți consilieri locali din Sighetul Marmației, dacă doresc și au ceva de spus, să ne onoreze cu prezența în emisiune. Avem și noi întrebările sigur pregătite și din partea cetățenilor și din partea noastră ca jurnaliști. Nu trebuie decât să vă prezentați în fața cetățenilor. Sigur, și ședința de Consiliu Local de astăzi extraordinară o veți putea viziona în edițiile viitoare a emisiunii Maramureșul Azi, dar pe durata 50 de minute, fiindcă doar atât e durata emisiunii. Dacă, sigur, consilierele locali, ne vorbiți de câte o lună, le place să vorbească mult și filmările sunt de 2-3 ore uneori, nu le putem prezenta pe toate, decât pe fragmente cele mai importante, chiar dacă, sigur, unii poate au senzația că nu s-au văzut suficient de mult la televizor, pentru că, sigur, au o logoree verbală, sigur, foarte intensă. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă în continuare. Rămâneți cu programele TV Sighet. La revedere!